Și sunt imagini de ultimă oră, doamnelor și domnilor, surprinse în pasajul Unirii din capitală. Da, se țin lanț ghinioanele după reparația pasajului. N-au mai rămas tiruri blocate acolo, ci au început să ia mașinile foc. Larisa Popa ne spune mai multe. Larisa. Am găsit șoferul mașinii pe care o vedeți în imagini, mașină în flăcări, imediat a observat că iese fum de la motor, după care de la fum în câteva secunde a ieșit flacără și iată că mașina lui a fost cuprinsă în foarte scurt timp de flăcări. Bărbatul imediat s-a dat jos din mașină, a încercat să stingă flăcările, însă a fost în zadar. Vedeți, sunt foarte multe mașini, zeci de mașini se aflau în acel moment în pasajul Unirii. Oamenii se uitau stupefiați, nu știau exact ce să facă. Au sunat de urgență la 112 și surprinzător este că prima mașină de pompieri care a ajuns acolo la fața locului nu a putut intra în pasaj pentru că era mult prea înaltă. Au mai trimis pompierii și alte forțe de intervenție. În total sunt 5 mașini în pasajul Unirii și au decis să evacueze toți oamenii care se aflau acolo, astfel că șoferii au luat-o pe jos prin pasaj și au lăsat mașinile în pasaj. Circulația este oprită în acest moment în centrul capitalei, în pasajul Unirii, până când pompierii vor reuși să îndepărteze în totalitate pericolul. Este o oră aglomerată în capitală, sunt foarte multe mașini, astfel încât centrul orașului este în acest moment paralizat până când pompierii vor reuși să stingă incendiul și să îndepărteze pericolul acolo în pasajul Unirii.